Canicula și-a intrat în drepturi, iar una dintre puținele modalități prin care îi putem face față este hidratarea. Apa și ceaiurile sunt cea mai bună sursă de a ne hidrata, dar pe lângă apa simplă sau apa cu lămâie, puteți încerca și limonada. La întrebarea ce băutură ne poate lua setea și ne poate răcori, mulți vor răspunde probabil limonada. Limonada este una dintre cele mai cunoscute băuturi răcoritoare pe timpul verii. Nu este nevoie decât de câteva lămâi, apă minerală, gheață din belșug, un strop de zahăr sau miere și, pentru aromă, câteva frunzulițe de mentă proaspătă. Există și o variantă a limonadei mai puțin cunoscută care a devenit populară pe internet. Este vorba despre limonada braziliană, care, deși nu ați crede, se face cu lime și lapte condensat. Limeta conține un suc foarte bogat în acid citric și alți acizi organici, zahăr și vitamine C și B. Uleiul esențial obținut prin presarea la rece a cojii fructelor încă verzi este similar sucului obținut din lămâi, având în plus componentele citrol și bergapten. Aceasta este o rețetă destul de ușoară pe care o puteți face rapid în orice moment al zilei. Începeți prin a tăia lămâile în sferturi, după care le aruncați într-un blender. Cantitatea de lime variază, dar e bine să aveți la îndemână 3-4. Umpleți blenderul cu apă până când lămâile verzi sunt complet scufundate, apoi amestecați totul până când se lichefiază. Aveți grijă să nu amestecați prea mult pentru că produsul finit poate fi amar. Apoi, folosind o sită, strecurați apa pentru a scoate toate bucățile pe care nu le doriți în băutură. Relatează capital.ro.